Felicitări, golul meciului nu mai e ca în sezonul trecut, dădeai mai multe goluri, dar și-a compensat reușita de azi. Da, mă bucur că mi-am ajutat echipa, fie primul meu gol din retur. Aveam nevoie de această victorie și eu și echipa, suntem pe un drum bun, chiar dacă am pierdut cu două meciuri. Înainte ne bucurăm că am câștigat și ne revenim și mergem cu moral bun la Bistrița, unde vrem să luăm cele 3 puncte. Cele 3 puncte pentru ultimul obiectiv pe care îl mai puteți bifa, locul 3. Da, încercăm să prindem podiumul, locul 3 ar fi bun. Nu știu, avem câteva puncte distanță față de Minaur Baia Mare, dar sper ca în meciul direct să câștigăm și să ajungem pe podium. Astăzi mi s-a părut, mie cel puțin și probabil și celor din tribună, că ați intrat un pic relaxați în condițiile în care echipa oaspete venea cu 32 de goluri încasate în ultimele 7 partide. Ne așteptam să vedem mai multe, dar sunt bune și 3. Da, am fost puțin temători, băieții au avut un meci greu la tur, dar au alergat în 8 oameni aproape o repriză, s-a văzut puțin oboseala. Mă bucur că am reușit să intru și să compensez prin agresivitate și dăruire și colegii la fel. Nu există echipe slabe, poate că au fost ceva mai tineri cei din echipa Târgu Mureșeană, dar mă bucur că experiența noastră a făcut diferența. Până la urmă sunt 3 puncte indiferent de scor. Câștigați la Bistrița? Da, cu siguranță ne dorim foarte mult să câștigăm la Bistrița. Mulțumesc frumos!